Pă, bună dimineața, România. Am făcut în câteva părți. Asta fiind partea a treia, ce vă spun eu acum despre poveste. Știți că în momentul în care ești în stare să spui povestea, nu te mai doare. Nu mai plânge, adică nu când te mai doare, că sunt oameni care nu sunt capabili să plângă. A fost relația în care eu nu am mai plâns. Sunt momente în viață când efectiv, adică sunt femei, cum sunt eu, care ele nu plâng pentru ele. Nu plâng pentru ceea ce se întâmplă lor. Au nevoie să se exteriorizeze și atunci întotdeauna căutăm cumva să plângem durerile altora. Ce vă explicam eu mai devreme legat de relația pe care acum este partea a treia. Fi relații? Da, putem numi relații, pentru că eu am fost în relația respectivă, nu respectiv, când a fost, este cu totul altceva, cu totul altceva. Că pentru el a fost manipulare, e cu totul altceva. V-am povestit eu în relația pe care am avut o relație destul de deschisă, cumva, 12 ani de zile cu un om, 6 cu 6. Omul ăla nu venea să mă mintă. Mai este că acest om se minte și pe sine. Cred că sunteți foarte mulți, cred că știți că sunt extrem de mulți oameni, chiar și în heterosexualitate, chiar și în libertinajul din LGBTQIA+, da? Unde mulți dintre ei, pur și simplu, nici măcar lor înșiși, nu își recunosc adevărata lor apartenență la un... De ce? Pentru că societatea blamează acea categorie de oameni. Și pentru că o blamează, îi blamează, blamează și ei. Inevitabil. Pur și simplu blamează. Sunt acele persoane care sunt in the closet. Așa cum există heterosexuali care sunt in the closet. Cum adică? Adică ei sunt într-o căsnicie, într-o relație unde au jurat credință unul în celălalt. E prins în pat. Uneori chiar filmat. Că face sex cu altcineva și spune că nu, dar eu dar n-am, am sentimente pentru tine. Eu pentru aia n-am niciun fel de sentiment. Adică dorința nu e un sentiment. Nu e un sentiment al tău. Nu e nevoia ta. Nu. Vedeți? Asta este negarea. Da? Asta s-a întâmplat și cu acest om. El merge pe pământ și își neagă propriile comportamente. Da? Că eu nu am nimic cu libertinajul unui om. Eu am lăsat partenerii care i-am avut să fie așa cum sunt eu. Eu n-am vrut să-i schimb. Am luat decizii vis-a-vis de mine în momentul în care viața lor libertină m-a afectat pe mine personal, sau felul în care, felul strâns sau constrângerea lor, că nu numai libertinaj, și constrângerea lor și principiile și m-au afectat pe mine. Sunt și eu am luat măsuri. Că au fost greșite. Că am rănit pe cineva. Că a căzut lumea, că Dumnezeule, ce-o mai fi, nu există niciun fel de conștiință în toată treaba asta, că vai, ce sentimente. Tu mi-ai supărat pe jos. Nu asta a contat. Imaginați-vă că tu privești un om și tu știi adevărul. Adevărul lor, pe care nici lor înșiși nu și-l spun. Și tu stai cu omul ăla la masă și încep să-i pui întrebări mai pe departe așa.
și îl de minte. Cu nerușinare, fraților. Dragii mei, nu e rău să manipulezi un om, să-l aduci în pat, să aibă relație cu tine. E un război chestia asta, e un război al orgolilor, un război al, nu știu, în care îl convingi pe celălalt, cumva, știți, nu știu. Rău este când continui să manipulezi omul, să manipulezi, să practici tehnici de manipulare, în condițiile în care persoana respectivă este into you, e acolo, în relație. Tu ai nevoie de o programare. Acum mă înțelegeți? Cum ai putea? Spuneți-mi voi mie, cum ați putea să-i spuneți unui om față de care ai sentimente către el, trebuie să se ducă la programare. Foarte multe dintre voi veniți cu adevărul, îl puneți în față, îi prezentați probabil ce aveți, discuții, îi spui că știi, îi spui că ai aflat, îi spui că tu cunoști. Bă, ăștia sunteți voi. Ăștia sunteți voi. E bine că sunteți așa. Dar uite că mai suntem și noi restul, care noi știm. Și e suficient că știm noi. Și adeseori îi rugăm frumos pe ceilalți să se ducă la programare și îi spun, nu, cum să, că nu mergem la programare. Că noi suntem bine. Și atunci tu îi spui, știi cum? Bine. Dar eu o să plec. Nu se poate că eu trebuie să lucru, că te iubesc, că te ești viața mea, iubirea mea. Și te îndepărtezi. Și omul respectiv, ce credeți că face? Începe să caute. Te caută și în cur. Înțelegi? Te caută și în cur. Și găsește în fiecare zi motive pentru care să te judece și să te pune la zid. Dar ai făcut și tu n-a scurs nimica, că eu filmez pe mine, făcând anumite videouri. Mă filmez dacă îmi place într-un privat pe care dacă îmi place cum arăt, îmi fac o poză. Toate aceste informații sunt la discreție pe calculator. Ale mele. Nu, sau într-un bun undeva unde persoana cu care eu sunt într-o relație ar putea să aibă acces. La un moment dat i-am dat dreptul, aveam nevoie să-mi repare și mie ceva la calculator să vadă ce dracu are așa și el, în loc să repare ce a avut, el s-a uitat peste calculator și a găsit motive de ceartă pentru fiecare chestie pe care, ei, tu îmi spui mie că eu am nevoie, uite-te și tu ce faci. Zic, bă, tu știi, eu nu am venit la tine să întreb pe tine ce faci în timpul zilei. Da. Ce fac eu cu oamenii ăștia? Este strict problema mea cu membrii respectivi. Problema este că tu vii la mine și îmi povestești cât de mult mă iubești pe mine și efectiv în față îmi spui că tu n-ai mai avut relații sexuale cu nimeni. Ești viața mea. Ți-am dat o șansă. Sunt oameni pe care eu îi cunosc de ani de zile, nu știu, și dintr-un motiv anume decid să avem o relație. Întotdeauna am sperat că oamenii care m-au cunoscut în viața asta au cumva o întâietate și că e mult mai ușor pentru mine să continui, să trec la un alt nivel relația respectivă decât dacă aș lua pe cineva care abia mă cunoaște. Așa am fost eu dintotdeauna. Consider că oamenii pe care i-am avut eu în trecutul ăsta, și întotdeauna am făcut chestia asta, nu știu dacă am făcut bine sau rău, trecându-i la un nivel superior, dar nu toți au meditat și n-au știut ce să facă. Și unii dintre ei renunță foarte greu să înțeleagă. Că nu mai merge. Nu merge așa. Manipularea într-o relație, în orice tip de relație, inclusiv de business,
În momentul în care deja vă cunoașteți, deja aveți, da? Nu are rost. Chiar și într-o relație de one night stand, chiar și, da, aia în care one night stand-ul ăla e... V-am povestit. Băi, cel mai frumos este să fiți așa cuplu și să aveți one night stand-uri unii cu alții pe perioadă de lungată. De ce n-am vrut să mă apăr atunci? Pentru că ar fi fost inutil. Oricum aș fi fost singura persoană care ar fi avut, care ar fi fost în tabăra mea. În tabăra mea am avut niște caterincoși care și acum cred în viața asta consideră că au făcut bine ce au făcut. Sau cum au procedat, sau că au fost mai aproape ei decât... Ce să le zic? Nu știu, aș putea să le zic mulțumesc, dar nici măcar nu am de ce. Asta este. Mergem mai departe. Că viața e tristă. E și așa complicată, dacă mai complicăm și noi, nu ajungem nicăieri. Eu sper că în această viață acest om și-a rezolvat sau își va rezolva cumva această situație. Că se va duce să ceară ajutorul. Că cineva cândva din familia lui sau cumva în viața asta va exista un miracol, o trezire. Nu conta cu cine o făcea. Conta foarte mult că era mințită privindu-te, privindu-mă în ochi. Este atât de trist. Este cumplit de trist. Și nu știu dacă să ți se rupe sufletul pentru tine sau pentru acea persoană. Asta la vista, Romeo. Doesn't exist. A bunch of money who will fix you. That's why I'm leaving. Such a long time. Hope you will be too. To move on. Live your life. So be it.